Bună ziua! Avem pentru astăzi Recording in progress. Prezenți 5 consilieri și cu doamna Spiridon 6. Avem spre dezbatere un număr de 17 proiecte. Voi da citire proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Pașcani pentru trimestrul al treilea al anului 2021. O avem prezentă pe doamna director, dacă vreți să ne prezentați. O prezentare succintă, da. În baza raportului pe care l-am. Dacă o să aveți întrebări suplimentare, o să mi le adresați punctual. Sigur. La data de 30.09.2021, execuția bugetului de venituri și cheltuieli prezintă în felul următor. Total venituri realizate 61.058.668 lei, defalcate pe cele două secțiuni, respectiv secțiunea funcționare 42.202.626 lei, veniturile secțiunii dezvoltare fiind de 18.856.041 lei. Indicatorii de sinteză privind realizarea veniturilor aferente trimestrelor 1, 2 și 3 ale anului 2021 relevă faptul că gradul de realizare a veniturilor totale raportate la total venituri programate este de 75%, gradul de realizare a veniturilor proprii de 97%, gradul de finanțare din venituri proprii de 50,38%, gradul de autofinanțare 32,75%. Ansamblul acestui tablou exprimat în cifre procentuale relevă faptul că stăm bine cu nivelul încasărilor până la acest moment. Execuția cheltuielilor totale pentru primele trei trimestre ale anului 2021 este în sumă totală de 41.409.461 lei, din care pe secțiunea funcționare 32.217.291 de lei, iar pe execuția cheltuielilor de dezvoltare 9.192.170 de lei. Pe cele două secțiuni, respectiv secțiunea funcționare, gradul de realizare a cheltuielilor este de 77,80% și ponderea pe secțiunea dezvoltare 22,20%. Acestea sunt informațiile generale aferente sursei A. Sigur, detalierea privind execuția cheltuielilor pe fiecare din titluri, aferente fiecare structură și execuția pe structuri funcționale, este mult mai detaliată. Am să trec peste ea decât dacă aveți întrebări punctuale. Și am să trec la contul de execuție aferent sursei E. Aici avem piața și școlile care au încasări din venituri altele decât cele pe care le finanțăm noi de pe bugetul local, respectiv concesiuni și închirieri, diverse spații pe la școli. Mai avem aici și un venitul din utilizarea pășunilor, contribuția elevilor pentru cei care sunt la internate și cantine, donații și sponsorizări primite de către școli și sume utilizate din excedentul altor anilor precedenți sau alte sume. Deci, per total, totalul veniturilor la secțiunea sursă finanțare e 1.459.488 lei, defalcate venituri din la piață 921.939 lei, venituri din concesiuni și închirieri la școli 4.465, venituri din utilizarea pășunilor 26.792.000, venituri din contribuția elevilor 391.807,50, donații și sponsorizări 29.883 lei, sume utilizate din excedentul anului precedent 76.226 lei, alte venituri 8.374 lei. Totalul cheltuielilor este de 838.230 lei, aferente învățământului 377.657.000, creșei și creșei 28.358 lei, cheltuieli pentru piață 432.213. Disponibilul rămas este 621.258. Referitor la buget sursă F, adică spitalul, totalul veniturilor realizate pe primele trei trimestre de către acesta este de 48.826.678 lei,
Totalul cheltuielilor realizate este de 48.293.460, disponibilul rămas este de 533.217.000 lei. Și sursa G, buget sursă G, bugetul cumulat al Casei de Cultură, Bibliotecii și Clubului Sportiv, totalul veniturilor realizate de către acestea este de 2.273.013 lei, din care venituri din închirieri 1.120 de lei, venituri din prestări servicii 5.805 lei, alte venituri 992 de mii, donații și sponsorizări 27.250 lei, subvenții de la administrație, adică de la noi, de la autoritatea locală 2.133.280, alte transferuri, altele decât subvențiile 23.358, sume utilizate din excedentul anilor precedenți 81.208. Totalul cheltuielilor este de 1.876.087 lei, rămas ca și disponibil 396.926 lei. Asta ar fi prezentarea generală a ceea ce înseamnă bugete pe sursele de finanțare individuale, respectiv sursa A, E, F și G. Dacă aveți întrebări... Da, dacă nu sunt întrebări, supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Mulțumesc. Doamna Spiridon, cum votați? Mulțumim. Deci avem 6 voturi pentru, aviz favorabil. Domnul primar, vreți să trecem la proiectul cu... Domnul președinte, bună ziua tuturor încă o dată. Dacă îmi permiteți să fac o mică prezentare la anexa de la proiectul cu Angel Salini și fiindcă este o modificare de substanță față de ceea ce ați primit astăzi prin mail, în momentul convocării, să vă explic scurt și vă stau la dispoziție cu toate întrebări și eu și domnul Pierțu, că am lucrat împreună. Deci, față de cererea inițială în care valoarea era de 10.800.000, într-o discuție cu consultantul, cu consultant care a mai făcut astfel de cereri de finanțare pentru alte voturi, a spus, domnule, bine să puneți mai mult. Pentru că acolo suma alocată de 10.000.000 pentru municipii de rangul 2 este sumă minimă. Și e bine să cereți mai mult, o să vă dea cât o să poată, dar cereți. Pentru că s-ar putea să primiți. Și atunci asta a fost primul criteriu pentru care am adăugat mai multe străzi, în special străzile de pe zona Giștești. Și am ales aceste străzi împreună cu domnul Pepsu și cu domnul viceprimar, pentru că ele îndeplinesc condiția asta de apă și canalizare în perioada următoare, că sunt proiecte folii. Și pe de altă parte sunt niște străzi care sunt înclinate. Și am mai discutat toate străzile înclinate din oraș, trebuie să le prelucrăm mai des, în sensul că îți mergi cu autograder, să faci plumbuire și dacă am scăpat cumva de probleme, de asta ar fi mai bine pentru toată lumea. Deci cam asta a fost motivul pentru care am zis să modificăm această anexă, iar la proiect este anexa 1, anexa 2, da? Și conține și anexa 2.2 ce? Face parte din anexa. Dar sunt modificate lucrurile astea, deci lungimea totală am dus-o de la 5 km la 10 km. Petru Rareș este iarăși o stradă lungă de la Găștești de acolo, am zis că e foarte important dacă am reușit cumva să obținem banii ăștia. Dacă sunt întrebări, vă stăm la dispoziție, dar fiindcă este o modificare de substanță, am zis că mai bine să vă prezint eu și să înțelegeți care a fost motivația. Dacă sunt întrebări, dacă nu... Pe mine m-a bucurat valoarea scrisă aici, crezând că aveți deja o promisiune. No. Ca să te duci de la 10 milioane la 22.800, e un salt destul de mare care te bucură. Eu zic să dea Dumnezeu să avem noroc. Să avem noroc. Bun, dacă nu sunt alte întrebări, eu mulțumesc că m-ați ascultat, spor la treabă și ne vedem mâine dimineața. Da. Sunteți de acord să trecem la vot pentru proiectul ăsta? Și... Da. Haideți, supunem la vot. Mulțumim, domnul primar. Bună ziua. Cine este pentru? Mulțumesc. Ce proiect este? Proiect numărul 16. Da. Proiect numărul 16. A fost amendat deja încă la Comisia Juridică. Hai să votăm și la amendamentul, schimbăm. Trebuie adus în comisie. Una
Se pune și în comisie. Deci vreți să... Atunci haideți să lăsăm atunci când ajungem, ca să trecem, trebuie trecut un proces verbal cu amendament. Da, și facem amendamentul în ședința din mâine. Da? Nu, s-a făcut odată în comisia juridică, probabil că și acum urmează tot cu amendament să fie votat, nu? Da. Acolo trebuie adus, modificat și ulterior. Da, după aceea trecem mâine în ședință. Îl lăsăm la ordine, eu zic, și votăm atunci cu amendament. Da. Să nu mai deja scris, n-am cum să... Da, am înțeles. Bun, deci... Hai să vedem la 2. Cum? Proiectul numărul 2. A, proiect numărul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Pașcani pentru anul 2021. Vă rugăm, doamna. Prin hotărârea de guvern 1088 din 6-10-2021, municipiului Pașcani a fost alocată suma de 300.000 de lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția guvernului. Pe lângă această sumă s-au încasat la bugetul local venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice, cele din casări, într-o sumă totală de 41.890, deci veniturile totale care influențează bugetul pentru până la această perioadă este cu 341.890 de lei în plus. Aceeași sumă este distribuită pe partea de cheltuieli, respectiv 130.000 merg la spital pentru a plăti facturile unor furnizori, asigurarea accesului controlat în incintele spitalului. 76.600 de lei merg către Casa de Cultură pentru achiziționarea restului de scaune care, mă rog, trebuie dotat sala și mai au în plus un sistem de supraveghere cu licența aferente, cu tot ce ține de partea de logistică. Diferența de 138.290 de lei au fost distribuit la capitolul 84 pentru ceea ce urmează pregătirea sezonului rece. Alte operațiuni care sunt prezente în buget la partea de cheltuială sunt date de acele mișcări date de credite, acolo unde sunt la un capitol plus, le-am redistribuit acolo unde sunt necesare pentru la alte capitole unde, știu eu, necesar nu este suficient. Astfel, 250.000 de lei pleacă de la capitolul 61.250, aici avem centrul de vaccinare, dar fiind faptul că la începutul anului, prin cele două fluxuri, a fost bugetată o sumă mai mare, ulterior un flux a fost redus, s-a redus și perioada pe timpul verii ca și frecvență durată a acțiunii de vaccinare, normal că au rezultat economii. Și am luat atunci suma asta de 250.000 de lei. De asemenea, am distribuit suma de 480.000 de lei de la ceea ce înseamnă suma alocată de la, pentru POIM, avem o hotărâre de Consiliu Local în care, pe parcursul anilor cât se va desfășura acest proiect, municipiul Pașcani face cofinanțare pentru activitățile și pentru operațiunile care se desfășoară pe proiect. Conform hotărârii de Consiliu Local a fost prinsă suma de 480.000 de lei, nemai fiind necesară, dar fiind faptul că lucrările, mă rog, licitația abia urmează să fie și lucrările să înceapă abia de la anul, am disponibilizat și suma de 480.000 de lei. Aceste sume au completat necesarul pentru capitolul 84 străzi. Aici avem un contract care este în derulare, asfaltarea străzilor de la piață și acolo unde mai este necesar, un contract de 500 și aproximativ 90.000 de lei. Deci de aceea o să găsiți la capitolul 84, pe lângă 138.000 de lei, și o parte din aceste sume redistribuite, în așa fel încât necesarul pentru 84 este de 600.000 de lei. De asemenea, a mai rămas o diferență care a fost redistribuită la capitolul 70, pe întreținere și funcționare, tot în vederea asigurării iluminatului festiv, de exemplu, o să fie și alte obiecte de inventar care urmează să fie tot pentru dotarea orașului, în vederea evenimentelor festive care vor fi prilejuite de sărbătorile de iarnă. Deci, per total, bugetul rămâne echilibrat, nu rămâne dezechilibrat, cât am venituri, atât am și pe cheltuială. La partea de cheltuială urmează acele redistribuiri de credite despre care v-am vorbit. Totdeauna e așa. Avem ce face, mai apare câte o necesitate mică și atunci mare, cum vor fi iarăși. Na, luăm de colo, cărbim, cum s-a spune. Dar pe ansamblu da, suntem bine. Echilibru se menține. Echilibru îl facem, nu se poate. Nu poți să cheltui mai mult decât așa. Așa este. Da.
Aceasta a fost rectificarea bugetară adusă în fața dumneavoastră. Dacă aveți întrebări? Da, sunt întrebări. Nu avem. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Doamna Spiridon? Da. Mulțumim. Deci avem total 6 voturi pentru. Aveți favorabil la proiectul numărul 2. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului creditelor interne și al programului obiectivelor de investiții pentru anul 2021. Este un buget cu caracter de noutate. Am mai fost prezent în anii trecuți când tot așa am contractat credite. În baza hotărârii de Consiliul Local, prin care hotărârii 16 din 2021, în care dumneavoastră ați aprobat contractarea unei rambursări, unei finanțări rambursabile de 4 milioane de lei, pe parcursul timpului s-a desfășurat activitatea de licitație, de contractare a creditului, de obținerea avizului de la Comisia de Împrumuturi. Am obținut acest aviz, am semnat acest contract cu BCR-ul în speță și, conform avizului Comisiei de Împrumuturi, s-a hotărât ca 2 milioane de lei să fie trase anul acesta pentru a acoperi acea cofinanțare a proiectelor despre care știți, e vorba de proiectele cu finanțare europeană pe partea de infrastructură cu deosebire și 2 milioane de lei pentru anul 2022. Pentru aceasta, ca să pot cheltui sumele respective, am nevoie să fac buget și pe această sursă de finanțare. Deci va apărea la în fața dumneavoastră și ca buget și ca execuție încă o componentă. Sursa C. Care este aceasta? Am întrebări. Întrebări? Cine este finanțatorul? BCR-ul. Da, ei au câștigat la licitare. Am înțeles. Sunt întrebări? Nu. Supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Mulțumesc. Doamna Spiridon? Pentru. Mulțumim. 6 voturi pentru. Aveți favorabil. 3. Pardon, 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal de Urgență Pașcan și al listei de investiții pentru anul 2021. Așa au prins în bugetul dâncilor suma de 130.000 de lei, cea pe care noi o alocăm pentru acel sistem de securitate și protecție. Am înțeles. Întrebări? Nu sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Doamna Spiridon? Pentru. Mulțumim. 6 voturi pentru. Aviz favorabil. 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului integral, venitul proprii sursa F al instituțiilor pentru anul 2021. Este spitalul, același proiect. Același proiect. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Doamna Spiridon? Ne auziți? Pentru. Mulțumim. 6 voturi pentru. Aveți favorabil. 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și lista obiectivelor de investiții ale Casei de Cultură Mihai Sadoveanu Pașcan pentru anul 2021. Așa cum vă spuneam, suma de 73.600 alocată de pe buget sursa A a condus la rectificarea bugetară și a Casei de Cultură. Deci le transferăm suma și au prins-o și ei în buget să poată să achiziționeze scaune și ce sisteme de supraveghere mai au nevoie. Am înțeles. Întrebări? Nu sunt, deci cu ce nu sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Doamna Spiridon? Mulțumesc. 6 voturi pentru. Aveți favorabil. 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pentru anul 2021. Este același buget cu al Casei de Cultură. E bugetul stăgenit. Înțeles. Întrebări, discuții? Nu avem. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Doamna Spiridon? Pentru. Mulțumim. 6 voturi pentru. Aveți favorabil. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea... Mulțumim, doamna Spiridon. Cu Anghel Salini și ce mai avem aici, da. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de scoatere din circuitul agricol al terenului în suprafață de 579.500 metri pătrați, proprietate privată a municipiului Pașcani, identificat în T40, parcela 1061, număr cadastral 66.452, municipiul Pașcani, suburbia Sodoveni, județul Iași. Discuții? Nu avem, deși e vorba de terenul de la Sodomeni, pe care noi ne l-am propus acolo, să-l punem la dispoziția Consiliului Județean pentru a se... Doamna Spiridon, cum s-au și în vreo.
Da, pentru a se realiza un parc industrial. Poftiți, doamna, dacă vreți să ne spuneți câteva lucruri dumneavoastră. Da, deci e vorba de 350 de hectare, iar care se vor scoate din circuitul fabrică, conform ordonanței 34, care reglementează administrarea fondurilor. Avem o lege, legea 44, care modifică această ordonanță, că era obligativitatea înlocuirea acestui teren și un alt teren. Atâta vreme cât acest obiectiv este considerat un obiectiv de interes local, această suprafață de teren nu va mai fi înlocuită. Adică nu va mai fi înlocuită ca și pășune, vreți să spuneți, nu? Da, da. Pentru că ordonanța spune foarte clar ce se ia din pășune se înlocuiește cu o suprafață egală cu aia care s-a scos. Însă situația de față este excepție, nu? Este excepție, da. Legea 44 de 2018 vine cu această completare a ordonanței 34 și are această excepție. Eu vreau să vă întrebați ceva. Legea e lege, ordonanțele, mă rog, sigur. Se modifică. Dar practic acolo, pășunea animale. Câte pășunea animale are a producătorilor respectiv, a proprietarilor, datorită modificile este luată și pe față. Da, eu am zis și zice noastră, pe acea pășune avem un singur contract de închiriere. Da. Așa. Din ce știu eu, e vorba de sodomeni, deci numărul de animale a scăzut considerabil în ultimii ani. Păi și dacă ne luăm pășunea, au dispare. Dar mai sunt, domnul consilier, mai sunt și alte pășoare. Deci, dar e o suprafață mare, gândiți-vă că atâtea hectare acolo. Suprafața totală e mult mai mare acolo. Nu mai sunt alții care au. Sunt jur de, dacă nu cumva, chiar 100 de hectare, dacă nu greșesc, doamna. Aici sunt 57 de hectare. 57 de hectare, corect. Vă dați seama, e mult ca pășune la un localitate cum e Sodomeni. Domnul... Adică este vreun amplasament, eu asta... Este corect ce spuneți dumneavoastră. Oamenilor să le punem la dispoziție, da. Totuși. Da, este corect ce spuneți dumneavoastră, numai că vreau să vă informez la Sodomeni și nu numai, peste tot, în toată zona asta, având în vedere că și activez în zona asta, efectivul de animale este în scădere în ultimii 10 ani drastic. Da? Mă refer la cei care țineau animale în aceste două suburbii. Au mai rămas crescători de oi, care au terenul și pe la Găștești, și pe la Boșteni, și pe la Sodomeni. Există un singur contract făcut de o persoană fizică acolo, dacă nu mă înșel, pentru cei care mai sunt astăzi. Dacă erau 1000 și ceva de capete, mă refer la bovini, astăzi nu știu dacă mai găsești 25 de capete în tot Sodomeni. Eu am făcut parte din comisia care s-a ocupat cu contractele de pășuni și vreau să vă spun că un reprezentant al lor încheia contractul, el reprezentant... Da, pentru că erau mai mulți proprietari și nu erau organizați într-o formă... Există da. Un contract aici, toți cei din... Da, corect. Deci toți au beneficiat de prevederile contractului și și-au... Dar trebuie să recunoașteți că ăsta ce facem noi acum nu e un stimulent să crească numărul crescătorilor de animale. Nu-i, dar având în vedere situația dată și pentru faptul că nu avem un alt amplasament mai potrivit, să ne ajute Dumnezeu și să găsim finanțare, să putem să facem acolo ce ne-am propus. Da, mai sunt alte discuții? Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotriva, abținere nu avem. Doamna Spiridon? Pentru. Mulțumesc, 6 voturi pentru. Proiectul a fost, avem aviz favorabil, da. 11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei numărul 3 și anexei numărul 4 la hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pascal numărul 47 din 31.03.2021 privind închirierea prin licitație publică a terenurilor disponibile situate în Piața Vale, strada Ceferiștilor numărul 4 și în Piața Deal, strada Eugen Stamate numărul 6-8, proprietate publică a municipiului Pașcan, județul Iași. Dacă îmi permiteți, vă rugăm, doamnă. Fac o precizare. Da. Vă rugăm modificarea anexei 3 la proiectul de hotărâre numărul 47 din martie 2021. Eliminăm un teren din planul de amplasament al pieței din deal.
Muntele care nu s-a judecat la licitația trecută este poziționat undeva în spatele alei și are o suprafață de 5 metri. Modificăm și anexa 4, modificăm suprafețele la două terenuri, ele când au fost scoase prin proiectul de hotărâre de martie, au avut suprafețele de 18, respectiv 18,5 metri. Făcând o măsurătoare de, fiind făcută de un specialist în cadastru, suprafețele respective aveau de fapt 21, respectiv 22 de metri. Deci modificarea acestor suprafețe de la 18 la 21 și 18,5 respectiv la 22 de metri. Deci în asta constă modificarea proiectului de hotărâre 47 de martie 2021. Am înțeles, mulțumim. Mai sunt discuții? Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotriva, cine nu avem? Doamna Spiridon? Pentru. Mulțumesc. 6 voturi pentru. Aviz favorabil. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului planului de amenajament pastoral al municipiului Pașcani. Dacă îmi permiteți, vă rog, aici da. O precizare. Acest plan de amenajament pastoral este obligatoriu prin lege. El trebuie să fie făcut până în 2022. Deci, acest plan a fost făcut de către un specialist de la Direcția de Agricultură Județeană. Noi îl propunem spre aprobare Consiliului Local. Cum vă spuneam, este obligatoriu prin lege și reglementează tot ceea ce ține de organizarea și administrarea pășunilor din municipiul Pașcani. Am înțeles. Discuții? Nu sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abținere nu avem. Doamna Spiridon? Pentru. Mulțumesc, 6 voturi pentru, aveți favorabil. 13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani numărul 2 din 7 ianuarie 2021 privind aprobarea inventarului bunurilor de retur, proprietate privată a Municipiului Pașcani și aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani, aferente serviciului public de salubrizare pentru activitățile de curățare și transport a zăpezii pe căile publice și menținerea în funcțiunea acestea pe timp de polei sau îngheț către SCE, CLP, Ecoserv, SRL. Discuții, vă rugăm. Aici să rugăm să-l invitați și pe domnul manager de la Eco, pentru că adică eventual să-l rugați să pregătească și să le explice ce este și cu executarea esilită, cu, în general, cu situația societății. Da, am înțeles că acolo ar fi vorba de niște, de o sumă de bani. Nu s-a respectat graficul. Dacă nu s-a respectat graficul, iau nevoie de bănuțe aia acum ca să poată reintra în grafic. Dacă clar că le se aprobă, nu? Reeșalonarea în continuare, rămâne reeșalonare. Ei, nu așteptă pe el. Da, sigur, îl chemăm. Da, da, domnul. Am văzut pe stradă tot. Da, domnul. Da, da, am înțeles. Fiecare consilier am primit adresa respectivă, domnul Petru, mi-a fost ascunsă și nouă. Societățile private, când au asemenea nevoie de bani, ce fac? Se adresează unei bănci, nu? Corect. Păi ei n-au acces, ia să încerce, sunt făcute de undeva, nu se întindă mâna ca să tot mărești capitalul social. Acum este cu garanția noastră, dacă se efectueze împrumut, noi trebuie să garantăm. Bun, dar înseamnă altceva, când știi că trebuie să-ți dea ție, dar nu că aici vine și spune, ca mărirea capitalului social. Da, împrumutul își generează și alte costuri, nu? Deci da. Nu-i mai dai înapoi. E clar că când la bancă sau din altă parte, că ei trebuie să-i dai înapoi. Corect. Obligă la să... datoria istorică care o au, înțeleg că nu plătesc și dobânzi și penalități, doamna director, sau plătesc? La noi, de exemplu, pentru autoritatea locală, Bredeveț ne datorează suma, la momentul acesta, 335.000 de lei. Noi ajutăm cu ce se poate, pentru că înțelegem că activitatea... Nu mă refer al lor, mă refer la ceea ce înseamnă, de exemplu, pregătirea sezonului rece. Este necesar să-și asigure stocul de sare, de materiale antiderapante și ce mai este nevoie. Am găsit o modalitate să îi ajutăm în sensul ăsta să procure materialele, dar cerința asta, acum, sincer să fiu eu personal, nu sunt de acord cu ea, pentru simplu motiv că ei ne datorează nouă, destulă de... Deci redevență nu-i plătită de câțiva ani de zile, plus penalități, plus ce presupune codul fiscal, asta e, se contabilizează acolo.
și fiind îmi dator mie, eu tot îi dau lui. Cu amendamentul că înapoi nu-i mai văd. E puțin, nu știu cum, da, ceea ce spune dumneavoastră, că există. De când trebuie dată redevența? Redevența este în fiecare an pentru contractele de concesiune aprobate prin Consiliul Local. Și sunt de-a lungul timpului, de asta spun. Și înseamnă de-a lungul timpului? De-a lungul timpului, de exemplu, pot să vă spun că suma asta poate veni și din 2016, în 2000, depinde. De când era CLP-ul la RAGCL. Da, deci a fost tolerat acolo. Li s-a făcut ceea ce înseamnă eșalonare. Nu au respectat eșalonare. Nu vreau să fiu conflictual, nu vreau să mă iau de absolut nimic, dar când a fost prezentată situația de domnul Ursu, a zis că totul este foarte bine. Respectiv așa era, domnul? Păi stați-o alea, cum era dacă trebuia să era? Acum, ăsta nu a achitat o rată sau domnul nu? Domnul Viciu, că se referă la redevență. Da, la redevență. Nu mai redevență pe toate serviciile. Nu s-a achitat de ani de zile. Pe toate, vorbim de da, toate. Dar mai fost o chestie acum care s-a întâmplat și noi trebuie să ținem cont de ea. Deci, a fost o creștere de salarii acolo. Da? Făcută pe ultima sută de metri, pe ultima sută, pe ultimul metru, ca să nu spun 100, că 100 e mult. Da? Și au mai fost altele care, da, cumva, le-au crescut cheltuielile. La nivelul conducerii primăriei s-au acceptat alea, deși, vedeți, dacă vă uitați să leagă mai bine, o să vedeți că au o chestiune de nelegalitate acolo. Da. Am înțeles. Mai avem alte discuții? Deci îl chemăm să ne explice. Chemăm mâine, doamne, să ne explice cum stau lucrurile acolo, de ce nu au plătit. E clar că nu au avut bani. Dacă modificările de pe parcurs, specifică foarte clar pentru Consiliul de Administrație, indemnizația este fixată de către Adunarea Generală a Acționarilor, în cadrul respectiv, de către Consiliul Local, fiind singurul acționar. Ei au mărit astea în cadrul Consiliului de Administrație, ei s-au mărit singuri. Da, da. Oriunde legea trejului nu spune, nu le dă posibilitatea asta. Eu le-am spus dacă se uită, dar și s-au acceptat. Deci nu mi-a întrebat nimeni, băi, de ce ai făcut asta? Sau s-a vorbit numai și a rămas așa. Da. Bine, vom primi niște explicații mai amănunțite și mai temenice. Mâine chemăm pe domnul director să ne explice cum stau lucrurile. Nu are ce să facă. El e în fața unei situații. El da. Se rezolvă tot da. Treabă. Ce da. Da. El a prezentat da. Situația. Ce să ne mai spune? Oricum, are să vină să ne explice ce cum și da. Mai sunt alte discuții? Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Doamna Spiridon, mulțumesc. Cum vă pentru 5 voturi pentru și o abținere din partea domnului consilier Valiu. Aviz favorabil. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a administratului director general la SCCLP Ecoserv SRL în conformitate cu legislația privind guvernanța corporativă. Discuții? Nu avem. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Doamna Spiridon? Pentru. Mulțumesc. 5 voturi pentru. Abținere, domnul Lariu, aviz favorabil. 15. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, numărul 48/2009, consolidat prin act adițional. Discuții? Deci înțeleg că comuna asta e din județul Botoșani. E membru a SACES, o să fie ars. Da. În condițiile în care noi ne abținem, probabil că e oricum o să. Nu are nicio importanță. Nu are nicio importanță. Nu influențează. Nu influențează. Astea s-a votat de fiecare dată, n-au fost. Da. Da. Oricum, noi ori noi, ei vor noi și mai. Ei merg mai departe. E doar așa. Da. Procedură. Da. E curios să vedem cum o fi cu apa pe viitor, cum o să ne descurcăm. Deocamdată greu, vedeți că nu plouă. Da. Da. Pot, nici în grădină nu pot duca apă. Așa este. E nevoie de apă la pământ. Extraordinar. Gândiți-vă la culturile mari. Frate, deja
să simt. Da. Bun. Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abținere, nu avem. Doamna Spiridon? Pentru. Mulțumim. 6 voturi pentru, a desfavorat, da. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, conform Programul Național de Investiții Angel Salini, pentru obiectivul de investiții, modernizarea străzii municipiului Pașcani. Să fac întâi amendamentul ăsta, că s-a modificat lista cu străzi, exact, supunem la vot. Doamna, da. Da. Să votăm amendamentul, nu? Exact. Îl avem? Da, să modifică anexa numărul 1. Anexa 1 și 2, parcă, da. Da? Supunem la vot modificarea anexului 1 și 2? Da? Da. Bine. Haideți, supunem la vot modificarea anexului 1 și 2 la proiect. Cine este pentru? Mulțumesc. Doamna Spiridon? Pentru. Mulțumim. Avem 6 voturi pentru, aviz favorabil. 17. Proiect de hotărâre privind modificarea... Nu. Cum ar trebui proiectul? Cum ar trebui proiectul. Da, scuzați. Deci supunem la vot proiectul cu tot cu amendament. Forma actuală. Da. Cine este pentru? Mulțumesc, doamna Spiridon. Pentru. Mulțumim. 6 voturi pentru. Aviz favorabil. 17. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pascani, numărul 90, din 31.05.2021, privind transformarea unei funcții contractuale de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Pascani. Discuții, vă rugăm. Obligatorie, am zis, ne-am asumat noi persoana cu handicap, nu? Da. Asta, așa prevede legea, o dată la bugetul statului, ori avem ori angajăm o persoană cu handicap. O persoană, 50 de persoane. Și s-au făcut formalitățile pentru a să asta nu înseamnă că nu demara un concurs pentru persoană cu asta handicap. Asta nu înseamnă că nu vom mai avea de plătit. Nu înseamnă că angajarea unei singure persoane acoperă că noi suntem cu bun în calcul și asistență personală care au statut de salariat, să trebuie mai multe persoane dacă ar fi să fie. Deocamdată am mai dat posibilitatea încă unei persoane și este normal și firesc. Dar noi parcă avem și o acțiune în ceea ce privește contractarea unor... Da, alea sunt de la firme exact în scopul ăsta. Da, și în scopul ăsta ca să luăm pentru echipamentul de protecție a muncii și ce mai este necesar pentru salariații, în special la gospodărie comunală și la altele, cei care sunt administrativ, cu deosebire aici, la piață și peste tot. Da. Mai sunt alte discuții? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Doamna Spiridon? Pentru. Mulțumesc. 6 voturi pentru. Aviz favorabil. La 3 învățământul, nu? La 3 învățământul.